Un bărbat de 47 de ani s-a trezit cu poliția pe urmele sale după ce nu a oprit la semnalele agenților. Sâmbătă, acesta se deplasa pe ruta Darabani-Mileanca. La un moment dat, un echipaj de poliție a făcut semn să tragă pe dreapta. Individul nu s-a conformat semnalului, continuându-și deplasarea, astfel că forțele de ordine au pornit pe urmele sale cu semnalele acustice și luminoase pornite. Individul a încercat să scape de polițiști, abandonând mașina pe o stradă din Mileanca și fugind. Aceștia însă l-au capturat. Bărbatul mirosea puternic alcool, însă a refuzat să fie testat cu aparatul alcool test. De asemenea, a refuzat să fie transportat și la o unitate spitalicească pentru a-i se preleva mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Individul este cercetat penal. Deși bărbatul de 47 de ani emana halena alcoolică, acesta a refuzat testarea cu aparatul alcool test și deplasarea la o unitate spitalicească pentru prelevarea de mostre biologice de sânge, motiv pentru care față de acesta au fost deschisă o anchetă pentru refuz de recoltare de probe biologice. De asemenea, ieri polițiștii au tras pe dreapta un bărbat de 30 de ani din Copălău, care avea o deplasare sinuoasă. Fiind oprit, oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare alcoolică de 0,98 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul este cercetat penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.